Vine Victor Pițurcă, nu? Da. Moment în care Victor Pițurcă te împrumută pe tine, el a venit și a decis ca tu să fii împrumutat? Da. Cum ți-a picat chestia asta? Greu mi-a picat, pentru că în acel moment eu mă luptam cu Florin Dumitru pentru postul de titular în fundaș dreapta. Aveam speranțe după sezonul precedent în care jucasem probabil vreo 8 meciuri, dacă țin bine minte, cu Neaime și cu Lăcă. Și unde tocmai în Liga a doua, unde tocmai la Reșița, eram atunci în 2000. Da. Dar l-ai întrebat? L-am întrebat, de ce nu te ține? L-am întrebat și am și spus că nu vreau să merg. Pe atunci ții minte că era un anume Frunză Verde, așa îl chema ministrul apărării, eu eram, făceam stagiu militar și am zis nu vreau să merg la Reșița, nici nu știam unde e Reșița pe hartă. Ulterior am descoperit că trebuie să te abați de la drum ca să ajungi la Reșița. Și a zis bine, dacă nu vrei să duci, dar să știi că trebuie să mergi să dai raportul, că ești cadru militar în fiecare dimineață, să mergi la Reșița să dai raportul, după aceea poți să vii la antrenament. Zic, ok, bine, ne-a mers, mersi, ne-a piți. Și până la urmă a trebuit să mă duc la Reșița. Am stat acolo un an de zile, am încercat să fac maximum din acea experiență și mi-a fost de folos, pentru că știi ce se întâmplă în momentul în care, de exemplu, și este un sfat pentru toți copiii care încep fotbalul la un club, la un club mare, să nu ia acest parcurs și debutul către echipa mare ca un lucru normal. Da? Deci mi se părea normal ca eu să joc la echipa mare, că am venit din academie, deși eram doi copii atunci, care făcusem pasul către echipa mare și simt că nu dădeam 100% în fiecare zi pentru a rămâne, acolo. Da, da. Acum gândindu-te, ajungând la Reșița, asta, așa. Ajungând la Reșița, deci cu tot respectul, și mi-a plăcut mult la Reșița, v-am spus, am încercat să fac maximum din acea experiență. Mi-am dat seama ceea ce am pierdut. Nu mai aveam magazioner care să ne curețe ghetele, care să ne spele hainele, mergeam cu ele acasă, mi le spăla, îmi veneam cu hainele proprii la antrenament. Și era Liga a doua atunci, se putea la provocare. Mă gândesc că nu mai aveai, nu mai era vestiare, cantină și toate chestiile. Nu mai erau foarte multe lucruri și atunci în fiecare zi, dar în fiecare zi, n-a fost o zi peste care să fi sărit, în fiecare zi m-am rugat să mă întorc la Steaua. Revii la Steaua, cine te-a adus la Steaua înapoi? Revin la Steaua odată cu venirea lui Cosmin Olăroiu pe bancă. Am venit într-un cantonament la munte, i-a plăcut de mine și am rămas. Și începe perioada aia a Stelei, când ajungeți și la un pas de finala Cupei UEFA, nu? Deci începe o perioadă... Da, sunt mai mulți antrenori până... Adică vine Olăroiu, pleacă Olăroiu. Zenga? Vine Zenga, vine Pițurcă, încă stă câteva etape și apoi vine Zenga. Da. Iarăși, ți-a fost teamă când s-a întors Pițurcă? Mi-a fost puțin, da. Mi-a fost puțin teamă, dar deja începusem să joc și atunci nu mi-era teamă că o să plec din nou de la club. Mă gândeam cât o să joc. Pentru că sunt antrenor și nu cred că a avut niciodată ceva personal cu mine, ci pur și simplu care te văd într-un anumit fel și lor li se potrivesc un anumit tip de jucători. Vor ceva anume de la fundașul dreapta. Eu aveam un stil mai ofensiv, nu eram neapărat prima dată fundaș și apoi atacam. Eram pe partea asta ofensivă. Și lui îi plăceau un alt tip de fundaș. Deși poate că la vârsta respectivă vedeam lucrurile din punct de vedere emoțional, da, și eram foarte supărat pe lucrul acesta. Ulterior, așa cu experiența, am înțeles lucrul ăsta și gândindu-le rațional, nu i-am purtat pică. Pur și simplu, it is what it is. În schimb, acea decizie pe care a luat-o de a nu mă lua la campionatul european și să mă lase, deși fusesem un jucător important în acea campanie, nu am înțeles-o atunci, nu o înțeleg nici acum. Dar nu-i port pică,
Și de fiecare dată când ne întâlnim, glumim, discutăm, deci, nu, dar sunt decizii și decizii, așa cum probabil și Lăcă a trecut foarte greu pe acea neselecționare a lui la campionatul din 94, deși nu vorbim de același jucător, de același nivel și de aceeași competiție. Da, măcar, nu știu, parcă Lăcătuși venea după o accidentare ceva de genul în perioada aia. Tu erai ok, nu? Înainte de Euro 2008, că despre Euro 2008 vorbim. Da, eram ok, eram ok. Dar da, asta a fost decizia. Atunci știu că în locul meu l-a luat pe Săpunaru. Săpunaru care nu mai avea nicio selecție, dar a avut ochii cu Săpunaru în sensul în care a făcut carieră, joacă și astăzi. Corect, a avut. Da. A avut ochii cu Săpunaru. Tu ai jucat și în meciul decisiv cu Olanda din nou, nu? Da. Ai jucat, la nu? La Constanța. Da. Am câștigat. Acel 1-0. Da, și în meciul din Luxemburg, acolo unde practic am obținut calificarea. Da. Dar l-ai întrebat vreodată pe Victor Vițurcă? Nu, nu l-am întrebat. Nu l-am întrebat, dar poate, uite, data viitoare când ne întâlnim și avem timp, așa o să-l întreb. Nu ca să-l trag la răspundere sau așa, dar sunt curios la ce s-a gândit în momentul respectiv. Dacă e... Și dacă va avea timp și dispoziție să răspund, ar fi minunat.